zi pentru fiecare dintre noi, să putem să ne strângem și să facem acest lucru minunat pe care Dumnezeu l-a hotărât. Amin. Nu este meritul lui. Este meritul acelui care și-a dat viața pe crucea de la Golgota. Și pentru acest lucru suntem și noi aici. Să-i mulțumim pentru dragostea care și-a arătat-o față de noi. Vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze orice suflet care a îngăduit să vină în această zi. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea care o face El prin fiecare dintre noi. Vrem ca noi în această zi să fim doar niște vase și unelte de care Dumnezeu să se folosească. Vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze frații noștri și să ne ajute să trăim o viață frumoasă, fiecare dintre noi. Aceasta este dragostea Domnului Iisus Hristos, care a spus-o și ne spune fiecare dintre noi, să ducem o viață plăcută, o viață de temere și o viață de ascultare. Aceasta este cea mai mare dorință a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că vreau doar să dau citire în această zi și la programul care se va începe, vă rog, respectuos, să vă ridicați în picioare. Și voi da citire în această zi un cuvânt potrivit cu ceea ce se întâmplă în această zi, cu această lucrare minunată. Și zic ca numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Aleluia. Voi da citire din 2 Corinteni, capitolul 6, pagina 1132. Pagina 1132. Slăvit să fie Domnul! Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Suntem într-un locaș și vrem să se audă că rostim numele Lui și chemăm numele Lui peste acest locaș și peste fiecare dintre noi. Voi da citire, așa cum am spus, din capitolul 6, versetul 1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fiți primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi și strâmtorare. Slăvit să fie Dumnezeu! După cum s-a citit acest cuvânt, noi nu începem acum. Lucrarea aceasta s-a început de mult. S-a început cu mulță și mulțumim lui Dumnezeu că acum s-a pregătit ziua în care să, ca și ceilalți oameni, pentru că este scris aceste lucruri, să se formeze Biserica Domnului Iisus Hristos prin, și prin lucrarea care se va face prin punerea mâinilor. Dar în această zi este o zi măreață și Dumnezeu în 2 Cronici spune și trebuie să luăm fiecare dintre noi aminte. Până acum ne-am strâns și Dumnezeu ne-a pregătit un locaș. Dar Dumnezeu spune în 2 Cronici, capitolul 7, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îmi voi asculta din cer. Aleluia. Aleluia! Domnul vrea să te asculte și mai vreau un lucru să-l fac, pentru că continuă un cuvânt și spun, îl voi tămădui. Sau mai bine spus, așa cum spune, îi voi tămădui țara. Aleluia. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Amin. Și cred că cu toții vom lua hotărâre să-L urmăm în totul pe Dumnezeu, așa cum l-a spus, că ca noi să nu dăm voie altora să aducă vreun prilej de potignire sau un cuvânt asupra noastră. Vrem să trăim frumos, așa cum îi place lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deci nu uitați, acesta este cuvântul care l-a spus. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, ca nu cumva să fi primit harul lui Dumnezeu în zadar, așa cum zice Dumnezeu. Pentru că El zice și pentru ceilalți, și vom vorbi în această zi, frații, vom vorbi, căci a fost o vreme când tu ai strigat către Dumnezeu și Dumnezeu te-a ascultat. Aleluia. Dar iată acum ce vrea. Să-i răspuns dragostei lui Dumnezeu. Mări să fie Dumnezeu. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Dar iată, acum e vremea potrivită. Acum e ziua mântuirii tale. Aceasta este ziua
care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi. Aleluia. Ca să ne bucurăm și să ne vestim din moment. Mărit să fie Domnul. Pentru acest lucru vreau să ne rugăm. Să-i spunem, Doamne, îți mulțumim încă o dată, Doamne, pentru dragostea Ta care ți-ai arătat-o față de noi. Venim fiecare dintre noi în această zi, cu micul mare, să-ți aducem laudă și cinste pentru dragostea care ți-ai arătat-o față de noi. Pentru cum lucrezi în viața noastră, Doamne. Vrem să ne bucurăm de acest timp împreună cu cei ce ne-a credințat Dumnezeu. Și zic ca numele Lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Cred că Dumnezeu nu se întristează și nu ne se spără dacă mai venim cu o rugăciune de mulțumire pentru ceea ce ne-a dat și pentru ceea ce ne-a credințat. Să nu uităm că ne-a dat totul și prin El suntem și noi în această zi. Gloria să-L produrească.